Primăria și Consiliul Local DETA au organizat zilele orașului DETA. Prima zi a început cu parada portului popular, premierea cetățenilor de onoare și elevilor cu rezultate deosebite. Apoi spectacolul folcloric extraordinar cu participarea interpreților Alina Trastău, Mona Lisa și Radu Șofan, Camelia și Mihai Ciocu și Liliana Laichici. Asta vremea pe loc, când ești lângă mine, ca să-mi s-a tot bine, mă, de atâta bine. Dacă asta vremea pe loc, când ești lângă mine, ca să-mi s-a tot bine, mă, atâta bine. În cea de-a doua zi, locuitorii orașului au avut parte de un adevărat spectacol pus în scenă de ansambluri folclorice din Serbia. Seara, aceștia s-au bucurat de o petrecere cu muzică ușoară, alături de Nicoleta Nucă și Liviu Teodorescu. Zilele orașului DETA s-au încheiat cu Carmen Kindri și Taraful Rutenilor.
Evenimentul, ajuns la cea de-a 13-a ediție, a avut loc în perioada 19-21 iulie.